se acordă un ajutor social în locul unui drept câștigat, unui drept de proprietate, așa cum este pensia. Vorbim de persoane cu grad grav de handicap, care totuși sunt în societate, muncesc, contribuie, plătesc asigurări sociale și noi reușim prin această lege să-i penalizăm pentru că fac acest lucru. Anunța public că va discuta cu Comisia Europeană și va remedia această gravă inechitate care s-a făcut prin legea 360 pensionarilor la limită de vârstă cu dizabilități, iar noi am primit vineri din partea Ministerului Muncii o propunere de modificare a legii 448 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Am fost discriminați, ni s-a tăiat din pensie, ni s-au tăiat din ani de muncă, deci am muncit în grupa a doua de muncă cu dizabilități, eu având o problemă de la 5 ani, deci am avut poliomielită, deci așa am muncit 29 de ani în grupa a doua de muncă, cât acum cu cei valizi. Și acum am trezit din pensie cu 1200, mai puțin, că mi-au scăzut acei ani. Sora mea, nevăzătoare, avea 6600 și a făcut 2013 lei, a tăiat 4000 de lei. Ea trebuia să lucreze 11 ani și a lucrat 20 de ani și nu i s-a pus decât pentru acei 11 ani de contributivitate. Și nu i-a pus punctele alea de stabilitate. Suntem majoritatea oameni foarte bolnavi, mulți cu afecțiuni cronice, care nu mai pot să lucreze de acum înainte, care să acopere această diferență dintre pensia recalculată și cea în plată. Noi, doi părinți care ne vedeți aici, ne chinuim de 5 ani cu bolnava asta. Bolnava a fost profesoară 18 ani. Și de acum 5 ani e în căruț, așa cum o vedeți, și ne chinuim noi doi. Am vrut să fac cunoscut starea în care ne aflăm noi. Pensiile au fost diminuate cu 2000, cu 3000, cu 2500, iar din calculele noastre acest ajutor ar însemna în jur de 800 de lei. Nu vrem niciun fel de ajutor social în locul pensiilor noastre. Eu n-am nevoie de ajutor social, eu nu vreau să fiu asistat social, pentru că am muncit cot la cot cu valizii. Cum am putut să facă pentru pensiile speciale, au putut să dea ordonanță și au putut să facă și pentru primari. Când le-a dat acum, a făcut imediat ordonanță. Aici nu se poate.